La finalul festivalului CPI de la Pericei de anul acesta, organizatorii speră la un nou record mondial. La eveniment s-au strâns cel mai mare număr de oameni pasionați de clisă friptă și pită picurată, reușind să prăjească peste 1500 de bucăți. Localitatea natală a premierului Dacian Cioloș a fost în zile de sărbătoare la sfârșitul săptămânii trecute. Cu toate că premierul nu a reușit să ajungă la eveniment, ministrul agriculturii a fost prezent la festivalul CPI de la Pericei. Cred că astfel de evenimente sunt extrem de importante pentru a promova atât obiceiurile gastronomice, cât și tradiția din astfel de zone, calitatea produselor de aici nu mai discutăm, pentru că sunt în mod cert de calitate extraordinară. Pentru a ajunge pentru a treia oară în Cartea Recordurilor, organizatorii au pregătit un foc ce s-a întins pe 275 de metri, iar peste 1500 de persoane s-au strâns acolo pentru pregătirea unui preparat tradițional românesc specific zonei, numit clisă friptă în botă cu pită cu ceapă picurată. Cam cât trebuie să stea așa? Păi eu zic că în jur la... Dacă stăm la focul ăsta de la iarbă, în jur de jumătate de zi. Dacă ne punem un pic mai încolo, 5 minute. În 5 minute am fript o clisă. Asta e secretul. Trebuie să... Da, ăsta e secretul, da. Cum merge treaba? Văd că foarte bine, Săruna. Știți cum e? Trebuie să ajungem din capăt pe alții, care au început mai repede ca noi. Și trebuie să-i ajungem, să-i întrecem și să și câștigăm, dacă se poate. Cred că am cam întârziat un pic. Experiența. Comuna Pericei deține recordul mondial pentru cel mai mare monument al CPI, creația sculptorului orădean Cornel Durgheu, dar și pentru cea mai lungă cunună de ceapă, o cunună din 45.000 de cepe care au avut o lungime de 4.518 metri. Chiar dacă organizatorii nu au reușit să adune 5.000 de oameni la un loc, precum și-au propus, aceștia speră totuși să marcheze o nouă reușită, fiindcă nu există vreun record înregistrat în Cartea Recordurilor în acest sens. Înțeleg că organizatorii doresc să înregistreze un nou record în Cartea Recordurilor, în ceea ce privește clisa, deci slana, nu? Sau cum se numește aici local, clisă. După câte mașini și populație văd aici, sunt convins că va fi un nou record.